Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru duminică 28 februarie. Hai să vedem pentru ultima zi din luna februarie ce cărți o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, avem două arcane majore și o carte de curte. O zi importantă. Hai să vedem ce înseamnă fiecare. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Serpentia Sol, ultima carte din arcanele majore, care într-un set tradițional de tarot ar fi lumea, finalizarea unui ciclu. Foarte frumos iasă această carte pe finalul lunii. Această carte vine cu finalizarea unui ciclu, cu finalizarea unei etape. Dacă această finalizare înseamnă pentru voi că s-a finalizat o relație sau că ați obținut ceea ce vă doreați de la partenerul sau partenera voastră și treceți cu relația la etapa următoare, asta depinde de karma individuală a fiecăruia, a fiecărei relații în parte. Pentru cei care tocmai v-ați despărțit recent de cineva, de un partener, parteneră, e foarte important cu această carte să înglobați lecțiile învățate din relația tocmai încheiată, pentru că acestea o să vă servească, pentru că acestea o să vă ajute în viitor. Nu disperați, nu vă îngrijorați, pentru că o să vină ceva mai bun în viața voastră. Relația pe care tocmai ați încheiat-o nu era ok. Dacă universul astăzi vă transmite că e mai bine să fiți singuri decât cu acea persoană, vă rog să credeți pe cuvânt divinitatea, universul, că e mai înțelept decât noi. Pentru cei care începeți o relație nouă astăzi, cu această energie de Serpentia Sol, a ultimei arcane majore din tarot, vedem că ați înglobat deja toate lecțiile din trecut și universul vă spune că în sfârșit sunteți pregătiți pentru relația pe care voi vă doriți, pentru relația perfectă pentru voi. Universul vă trimite un mesaj clar, este relația corectă pentru voi, e partenerul corect alături de voi, e sufletul vostru pereche și împreună o să continuați să creșteți, o să continuați să evoluați. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, nu sunteți în niciunul dintre exemplele prezentate anterior, această energie vă reamintește că universul este mereu în niște cicluri din astea de distrugere și renaștere, de transformare constantă. Și chiar dacă voi acum sunteți mulțumiți, sunteți în zona voastră de confort în relația în care sunteți, nu uitați că universul evoluează, oamenii evoluează și dacă nu sunteți atenți, e posibil ca pe nesimțite voi și partenerul sau partenera voastră să evoluați în direcții diferite. Această carte vă readuce aminte să fiți vigilenți. Schimbarea nu este un lucru rău, este un lucru absolut necesar. Atunci când nu ne mai schimbăm, când nu ne mai transformăm, murim. Schimbarea e un lucru inevitabil în viață, dar dacă țineți la partenerul vostru, dacă țineți la relația voastră, e important să vă asigurați că o să creșteți împreună, că o să vă transformați împreună. Și asta se face prin discuții constante, urmărind reacțiile partenerului vostru, nevoile acestuia, construind zi de zi, încet, încet, încredere și respect. Pentru o parte dintre voi e posibil ca aici să se întoarcă cineva din străinătate, pentru că această carte, da, în tarotul tradițional reprezintă și lumea. Sau e posibil ca cineva să plece în străinătate. De asta pentru o mică categorie dintre voi. Hai să trecem mai departe pe partea de sănătate. Aici avem Vulpea Cea Șiriată, cartea care în tarotul tradițional s-ar numi Moartea și este asociată cu Zodia Scorpionului. Atenție, moartea nu înseamnă o moarte fizică, ci vorbim iarăși de o transformare. Da? Vedem aici încă o carte de transformare. În privința sănătății, această carte ne indică clar nevoia unei transformări. Revin iarăși cu același mesaj, care se pare că se repetă deja de mai bine de o săptămână. Dați-vă atent la ce lucruri trebuie eliminate din viața voastră. Poate o rutină trebuie schimbată, poate ar fi cazul să renunțați la un viciu. Dacă vreți să vă apucați de un sport, aici ar fi indicat dansul. Pare să fie o activitate fizică care ar putea să vă ajute. Pentru cei care suferiți de niște boli mai grave, e posibil în această zi să vă dați seama că medicamentele voastre, tratamentul vostru nu își mai face efectul și ar fi cazul să vorbiți cu medicul vostru, cu specialistul care v-a prescris acest tratament
că va trebui să vă ajusteze doza sau chiar să vă schimbe medicamentul complet. În orice caz, aici e vorba de o transformare, o transformare absolut necesară pe care nu puteți să o evitați. Nu este neapărat cea mai ușor de digerat transformare, dar o să vă dați seama în timp că de fapt era cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru voi la acest moment. Pentru cei care sunteți tineri și sănătoși și nu știți despre ce vorbesc acum, fiți atenți la mesajele pe care organismul vostru vi le transmite, ascultați-vă intuiția, pentru că toată lumea poate să optimizeze ceva aici pe partea de sănătate, poate să îmbunătățească într-un fel sau altul rutina noastră, obiceiurile noastre, astfel încât și organismul nostru să fie mai sănătos și mai longeviv. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici o carte foarte frumoasă, Lordul de monede, care în tarotul tradițional ar fi Regele de monede. O zi foarte bună pentru contabili, avocați, oameni de afaceri, antreprenori. Toate aceste activități sunt foarte bine aspectate astăzi, dar și interacțiunea cu oameni din aceste domenii. Pentru toată lumea, atunci când apare aici Regele de monede pe partea financiară, puteți să vă așteptați numai la lucruri pozitive. Cei tineri sau care nu sunt încă în poziții de conducere poate să aibă parte de suport, de susținere și de recunoaștere profesională de la superiorilor. Puteți să găsiți un mentor, o persoană care să vă ia sub aripa lor protectoare și să vă învețe meserie. Pentru cei care sunteți deja în poziții de conducere, e o zi foarte bună, foarte armonioasă, în care trebuie să găsiți echilibru între modul tradițional de a face lucrurile și noile tehnologii, inovațiile în domeniul vostru de activitate. Când apare aici Regele de monede, puteți să vă asumați aici niște riscuri și să aduceți niște noi metode de a face lucruri, niște noi tehnologii, niște noi idei în domeniul vostru de activitate, pentru că o să aveți rezultate pozitive. Azi sunt de asemenea foarte bine aspectate toate investițiile la bursă, investiții în companii mari, în companii stabile, dar care în același timp caută să inoveze, să aducă ceva nou într-un domeniu de activitate. Energie foarte frumoasă pentru această zi. Și hai să vedem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, v-am promis că vă pregătesc o surpriză pentru începutul lunii martie, perioada în care la români e tradiția să ne alegem babele. O să vă pregătesc un video suplimentar în primele 9 zile din lună, care o să-l pun în fiecare zi la prânz, în care o să analizăm energia babei respective. Dar asta, bineînțeles, după ce v-ați ales deja baba, da? Deci nu înainte. De aceea o să fie puse în ziua respectivă la prânz. Și acum hai să vedem cardul de înțelepciune pentru această zi. Mesajul este următorul. Le îngădui celorlalți să fie ei înșiși. Nu încerc să-mi vindec prietenii. Îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine. Acesta e cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți. Dacă ieri cardurile de înțelepciune vă îndemnau să fiți voi înșivă, astăzi vă aduc aminte că e bine să-i lăsați și pe ceilalți să își exprime adevăratul lor sine unic. Și cu asta am terminat etalările pentru luna februarie, dar bineînțeles ne vedem și în continuare cu etalările zilnice. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem mâine. Pa, pa!